try to speak or make a sound. The dark surrounds me when you're gone. The dream we had. Lidia Isac candidează și în acest an la rolul de reprezentant al Moldovei la Eurovision. Încă din anul trecut a decis că scena concursului național îi va aparține și în 2016. Face muzică de 9 ani și atunci când cântă se simte mai liberă ca niciodată, fiindcă prin muzică își degajează cel mai bine emoțiile. Consider că menirea unui artist este de a face viața oamenilor mai frumoasă. Asta încerc să fac și eu zi de zi. Lidia Isac ne surprinde cu o piesă de dragoste frumoasă și ritmată, creată de profesioniști de peste hotare. Falling Stars este semnată de o echipă puternică, ale căror produse s-au aflat de fiecare dată pe cele mai înalte poziții la Eurovision, cum ar fi piesa Polinei Gagarina din anul trecut, care s-a plasat pe locul 2, sau melodia lui Lauren, Euphoria, care în 2012 a cucerit Eurovisionul. Anul acesta, motoul Eurovisionului este Come Together, să mergem împreună. Anume, acest slogan a unit o echipă din diverse țări care a creat piesa Falling Stars. Sunt onorată să colaborez cu autori, piesele cărora au reușit să ocupe locuri de frunte la acest concurs. Lidia Isac cântă în acest an despre dragoste și speră că vocea ei puternică și experiența din cadrul numeroaselor concursuri naționale și internaționale o vor ajuta, iar steaua căzătoare din piesa ei îi va îndeplini visul, cel de a cânta pe scena din Suedia. Sunt Lidia Isac. Piesa mea se numește Falling Stars. Se spune că atunci când cade o stea, îți pui o dorință și ea cu siguranță se împlinește. Visați necontenit! Căci gândurile frumoase se materializează.